Aproape 50 de camioane pline cu deșeuri au stat la coadă. Nu ne-a anunțat încă nimeni. Dar de unde trebuie să primiți dispoziția? De la portă, trebuie să ne lase să intrăm. Și de când stați aici? De azi dimineață. Până la cât poți să mai stai? Până când dă șeful ordin să merg înapoi. Dar ce știi? De ce stai? Ca să descarc. Dar de ce nu vă lasă? Nu știu. Scandalul a început în octombrie 2012, atunci când Garda de Mediu a decis închiderea rampei vechi, pentru că nu îndeplinea condițiile de mediu. Primăria și administratorul au deschis o rampă temporară, până la construirea unui nou centru. Au fost depuse actele pentru obținerea autorizației de mediu, însă aceasta nu a fost eliberată. Acum administratorul a închis rampa până când Garda de Mediu clarifică situația. Depozitul închis. Nu l-am folosit și nu-l folosim așa, după cum vedeți și dumneavoastră, este vegetație, pe el este închis, lucrăm așa cum ne ajută Dumnezeu. Primarul Emil Boc spune că măsura nu se justifică. Acum avem o situație legală în care operatorul de salubritate are autorizație provizorie pentru depozitarea pentru câteva luni a deșeurilor. Să sperăm că nu se va prelungi mai repede de octombrie-decembrie depozitul ecologic de la Consiliul Județean. Administratorul este hotărât să nu permită accesul camioanelor pe rampă până când nu primește avizul de la mediu.